Bună seara, stimați telespectatori! Astăzi vorbim despre programul operațional regional, axa prioritară 4, sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, domeniul major de intervenție 4.3, sprijinirea dezvoltării micro-întreprinderilor. Am ales această linie de finanțare deoarece ne aflăm în plină sesiune de depunere a candidaturii proiectelor, programul de astăzi fiind unul extrem de atractiv datorită faptului că sumele eligibile sunt 100% rambursabile. Și dacă stăm să ne amintim, astfel de oportunități, probabil le-a mai oferit schema de ajutor de minimis, program atât de contestat, oprit, apoi relansat, trecut din jurisdicția Ministerului Finanțelor în administrarea Ministerului Economiei, desigur cu modificările de rigoare. Inițial, suma accesată era de 200.000 de euro, 100% rambursabilă, apoi datele s-au modificat, programul permițând accesarea a numai 100.000 de euro, dintre care rambursabil doar 90% din cheltuielile eligibile, evident. Dar să revenim la programul operațional regional, domeniul major de intervenție 4.3, tema noastră de astăzi, și să vedem pe scurt principalele puncte de interes pe care trebuie să le știm în situația în care dorim să accesăm această linie de finanțare. Perioada de depunere a cererilor de finanțare se încheie la data de 17 aprilie 2014, ora 2. Suma alocată pentru cererea de proiecte este cea mai mare pentru regiunea Sud-Muntenia, regiune în care intră și județul Giurgiu. Sunt alocați 13,55 milioane de euro, iar indicatorii de rezultat care se preconizează sunt 1500 de micro-întreprinderi care vor fi sprijinite până în anul 2015 și aproximativ 3000 de noi locuri de muncă permanente. Să vedem valoarea minimă și maximă a proiectului. Vorbim acum de cheltuielile eligibile și neeligibile. Acestea pot fi cuprinse între 100.000 de lei și 3 milioane de lei. Suma maximă ce poate fi rambursată este de 100% din cheltuielile eligibile, dar nu mai mult de 200.000 de euro, conform regulilor ajutorului de minimis. Trebuie să știm că valoarea maximă a ajutorului în regim de minimis, ce poate fi acordat unei întreprinderi din fonduri publice, într-o perioadă de până la 3 ani, este de 200.000 de euro. Aceasta în conformitate cu reglementările comunitare privind concurența și ajutorul de stat. În cazul întreprinderilor din domeniul transportului rutier, aici incluzând transportul de marfă și transportul de călători pe cale rutieră, valoarea maximă a ajutorului ce poate fi acordat în regim de minimis este de 100.000 de euro. În cazul acestui domeniu de intervenție, ajutorul de minimis se acordă sub formă de finanțare nerambursabilă, adică din cheltuielile eligibile se vor rambursa 100%, integral. Să vedem cine poate să acceseze aceste fonduri. Pentru această sesiune de depunere, solicitanții eligibili sunt societățile comerciale sau societățile cooperative. Acestea trebuie să îndeplinească condiția de a se încadra în categoria micro-întreprinderilor. O micro-întreprindere, amintim că este întreprinderea care are până 9 salariați și realizează o cifră de afaceri anuală netă sau deține active totale de până la 2 milioane de euro. Foarte important de reținut, sucursalele, agențiile și reprezentanțele sau alte unități fără personalitate juridică nu sunt eligibile. O altă condiție foarte importantă este aceea ca domeniul de activitate al firmei să fie conform listei cu codurile CAEN acceptate. Foarte important, solicitantul trebuie să fie desfășurat activitate pe o perioadă corespunzătoare cel puțin unui an fiscal integral și trebuie să fie obținut profit sau profit din exploatare în anul precedent datei de depunere a cererii de finanțare, în cadrul acestui program evident. De asemenea, solicitantul trebuie să aibă capacitatea financiară de a implementa proiectul.
Iar o condiție foarte importantă, solicitantul trebuie să dețină dreptul de utilizare a spațiului destinat implementării proiectului. Spațiul destinat implementării proiectului trebuie să fie situat în mediul urban, trebuie să reținem acest aspect, și să se afle în cadrul regiunii de dezvoltare în care se depune cererea de finanțare. Deci, încă de la depunerea cererii de finanțare, solicitantul trebuie să dețină dreptul de utilizare a spațiului. Să vedem în continuare lista cu cheltuielile eligibile. Aici avem cheltuieli cu achiziționarea de echipamente și tehnologii noi pentru dotări de specialitate în vederea desfășurării activității economice a micro-întreprinderilor. Și avem în această categorie se încadrează achiziționarea utilajelor, echipamentelor tehnologice, achiziționarea echipamentelor de specialitate, iar în cazul activității de prestări servicii, dotarea cu mobilier și echipamente specifice domeniului de servicii prestate. O altă categorie este o categorie de cheltuieli eligibile, o reprezintă cheltuielile cu achiziționarea sistemelor IT, inclusiv a programelor informatice aferente. Sunt eligibile de asemenea cheltuieli cu servicii de consultanță în limita a 5% din valoarea eligibilă a proiectului. Formularul cererii de finanțare, semnat, ștampilat de reprezentantul legal împreună cu o serie de documente, trebuie depus la Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Muntenia din municipiul Călăraș. Toate detaliile și amănuntele despre această linie de finanțare, POR, Domeniul Major de Intervenție 4.3, pot fi accesate pe site-ul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și avem afișat pe ecran www.mdrap.ro. De asemenea, toate detaliile despre program pot fi obținute și la biroul de consultanță din cadrul Centrului de Afaceri Transfrontalier Danubius. Acestea fiind spuse, până la o nouă întâlnire, vă doresc idei inspirate și succes în afaceri!